Dragi prieteni, astăzi o să vă prezint picturile din ciclul Iubire. Am câteva simboluri, și anume în tabloul din stânga e vorba de copacul plin de lumină, copacul alb. Cei doi sunt în alb pentru că eu vreau să pictez sufletul. Și nu feria aceea ca niște flori albe care le presoară drumul. Nufărul este simbolul perfecțiunii, dar în același timp și a cuvântului puternic, care ne conduce spre virtuți. În celălalt tablou avem o sferă roșie, totul e în roșu, în roz. Cei doi sunt pictați într-o singură culoare, care exprimă unitatea, iar sfera aceea roșie, care poate fi și soarele și luna, dar în același timp sfera este ideea de perfecțiune și la mine sfera, ca și la antici de fapt, e ideea de cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu care e perfect și care trebuie să ne călăsească existența. Iar copacul este copacul vieții, este copacul care exprimă legătura noastră dintre cer și pământ, pentru că e o verticală, exprimă trăinicie, putere, natură, viață. În tabloul din dreapta cu albastru, observați că mâna ei și mâna lui formează un V, iar legătura dintre V-ul acela e pe cruce, adică crucea este victoria. Și sunt parcă dincolo de haos, da, de vârtej, sunt în lumină, pentru că e vorba de lumina lui Hristos. Și dacă ne agățăm de cruce, practic avem lumină. Crucea și învierea lui Hristos. Lumina, cuvintele lui, sunt prezente în tablou. Iar în celălalt, din nou, deci eu vreau să pictez sufletul, de aceea la mine corpul omenesc nu are detalii, ci doar sunt îmbrăcate în niște haine albe. Și de aceea nu am detalii, am doar niște siluete. Pentru că eu pun accentul pe suflet, nu pe corpul fizic, biologic. Deși, normal, și corpul nostru este foarte important, dar nu merg pe detaliile astea. Și atunci avem violetul, care din nou este ideea de puritate, de ceea ce purifică tot în viața noastră. Apa, din nou, cea care curăță, dă viață. Și avem niște copaci în care sunt aprinse candeluțe mici. Ideea de cuvântul plin de lumină. Și sunt trei copaci cu ideea de trei. Pentru că avem în lume calea, adevărul și viața sau iubirea, nădejdea, credința. Practic, viața, iubirea, toate sunt o luptă. O stare spre care tinzi. Nu e de la sine, nu e gratuită. Victoria e de la Dumnezeu. Sigur, dacă și noi ne luptăm pentru victorie. Aici e ideea de există un tu, adică tu, Doamne. Și odată avem o scară și el și ea se țin de câte o latura scării și e în zbor, pentru că e zborul sufletului, la fel, doar niște siluete îmbrăcate în alb, iar în cealaltă la fel.
dincolo de cosmos, de dincolo de cele create, Dumnezeu pătrunde în cele create pentru a-L îmbrățișa pe om, pentru a salva și pentru a lua cu El. Este zborul rugăciunii, zborul gândirii la Dumnezeu. Ceea ce pictez eu este sufletul. Și încerc să găsesc simboluri care trimit direct la spirit. Din punctul meu de vedere, arta nu trebuie, tabloul nu trebuie să fie mare ca dimensiuni, ci trebuie să fie mare ca idee și ca forță de exprimare. Eu îmi doresc ca picturile mele să aibă forță. Există un tu. E cumva împreună cu acea carte de poezie pe care am scris-o, există un tu. Sub aripa îngerului. Tablourile astea cumva sunt împreună pictate. Numai că odată sub aripa îngerului sunt cei doi și în cealaltă e o singură fată. Am un alt tablou în care e doar un singur băiat, dar l-am dat. Tablourile sunt acrilic pe bânză și au dimensiunile 40x50 cm. Și bineînțeles că vă invit să le achiziționați și să le puneți în casele dumneavoastră. Este un ajutor pentru mine. Sunt Victoria Duțu și vă mulțumesc că v-ați delectat cu picturile mele.